Ghinion și în dragoste și la muncă pentru scorpioni. Încep ziua foarte agitați. E posibil să facă o gafă la serviciu din care nu mai știu cum să iasă. Săgetătorii pot descoperi cu surprindere astăzi un lucru important care stă la baza succesului lor. Cineva le-a dat o mână de ajutor și nu au avut habar de asta. Capricornii cheltuie astăzi sume mari de bani pe ceva probleme de sănătate. Ceva îi tot supără în ultima vreme și vor să fie siguri că e totul în regulă. Ca și în plan amoros, vărsătorii au norocul de partea lor. Atrag atenția printr-un discurs, o glumă sau prin simpla apariție, lucru care e clar în avantajul lor. Productivitate maximă pentru pești la serviciu. Rapiditatea și eficiența de care dau dovadă astăzi le poate aduce o recompensă serioasă. Berbecii vor cu orice preț să fie lideri și la serviciu și își dedică întreaga zi unei lupte de câștigare a puterii în fața colegilor sau a partenerilor de afaceri. E încă început de săptămână, dar taurii simt deja nevoia de o pauză de la activități. Le zboară gândul la vacanță și încep chiar să își facă planuri de sărbători. Gemenii, cum spuneam, culeg roadele unui proiect la care au muncit foarte mult. Au un succes la care sperau, dar nu se așteptau chiar în această măsură. Astrele prevăd un câștig substanțial. Racii pot pleca în străinătate în interes de serviciu sau li se poate face chiar o ofertă de lucru peste hotare. Leii își folosesc toată energia într-un proiect pe care vor să-l termine numai decât pentru a dovedi de ce sunt capabili. Nativii Fecioară trebuie să facă astăzi față unor bârfe care le-au făcut o imagine proastă la serviciu. Pot avea o discuție aprinsă la locul de muncă din această cauză. Balanțele sunt sfătuite să țină în frâu cheltuielile inutile, oricât și-ar dori să își facă un moft. Se pot destabiliza financiar și nu e o perioadă prielnică lor pentru câștiguri. Acestea au fost previziunile despre carieră. Ne revedem în câteva